Bună ziua! Declarăm deschise lucrările ședinței de Consiliu de 24 mai 2021. O să dau citire dispoziției domnului primar pentru modificare și completare dispoziției numărul 26 din 14.05.2021 pentru convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Bărsănești de Subarcău din data de 24 mai 2021. Primarul Comunei Bărsănești de Subarcău, având în vedere dispozițiile articolul 133 alineatul 2 litera A, articolul 134 alineatul 1 litera A, alineatul 3 litera A, litera B din codul administrativ aprobat conform legii 57/2019 cu modificările și completările ulterioare dispune. Articolul 1. Se modifică și completează articolul 1, după cum urmează, se convoacă ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Bărsănești de Subarcău, care va avea loc la data de 24 mai 2021, orele 15, la sediul primăriei Comunei Bărsănești, în sala de Consiliu, având următorul proiect al ordinii de zi. 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului Comunei Bărsănești, inițiator domnul primar Botezatu Gelu. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de achiziții publice al Comunei Bărsănești, județul Bacău, pentru anul 2021, inițiator Botezatu Gelu, primarul Comunei. 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, înființare rețea distribuție gaze naturale în Comuna Bărsănești, județul Bacău. Inițiator, primar Botezatu Gelu. 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării și reorganizării structurii de funcții publice, respectiv a statutului de funcții, numărul de personal și al organigramei aparatului de specialitate al primarului Comunei Bărsănești, de Subarcău, inițiator Botezatu Gelu, primarul Comunei. 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea strategiei de dezvoltare locală a Comunei Bărsănești, de Subarcău, inițiator Botezatu Gelu, primarul Comunei. 6. Proiect de hotărâre pentru stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al unității administrative teritoriale Comuna Bărsănești de Subacău în adunarea generală a acționarilor ASC Compania Regională de Apă Bacău-ISA, la care Comuna este acționar, și în ANA, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, inițiator domnul primar Botezatu Gelu. Punctul 7. Diverse. Articolul 2. Prevederile prezente expoziții vor fi aduse la cuvenire de către secretarul comunei și vor fi aduse la cunoștință publică prin afișare. Asta a fost ordinea de zi pe care supun aprobării Consiliului. Cine este pentru? Toată lumea pentru, nicio abținere. În condițiile astea, să trecem la proiectul 1 al ordinii de zi, proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al aparatului specialitatea primarului Comunei Bărsănești, inițiator domnul primar. Dau cuvântul domnului primar pentru prezentarea reiteratului. Nu o să dau privire la reiteratul de aprobare, dar proiectul hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului Comunei Bărsănești. Doamnelor și domnilor consilieri, având în vedere constituirea noului Consiliu Local Bărsănești de Subarcău, care va funcționa în mandatul 2020-2024, se impune actualizarea tuturor documentele care stau la baza organizării și funcționării activității în Primăria Bărsănești. Unul dintre aceste documente importante este regulamentul de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al primarului, a care componența de aprobare aparține Consiliul Local nou constituit. Proiectul de hotărâre înaintat spre analiză și aprobare conține în anexă acest regulament, așa cum a fost propus de conducătorii structurii de specialitate juridică, economică și tehnică. Este un document destul de vast ca întindere, fiind structurat pe 4 mari capitole și care au fost inserate principalele aspecte care vizează activitatea din instituție pe structuri subordonate. Întrucât documentul a fost prezentat spre studiu consilierilor locale anterior ședinței, propun dezbaterea conținutului proiectului și aprobarea noului regulament de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Comunei Bărsănești de Subarcău. Primarul Comunei Bărsănești propune. Articolul 1. Se aprobă regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului Comunei Bărsănești conform anexei numărul 1, care face parte integrată în prezenta hotărâre. Articolul 2. Prezentul regulament de organizare și funcționare va fi adus la cunoștință sub semnătura funcționarilor publici
și personale contractor din aparatul de specialitate al primarului Comunei Buzănești prin grijă secretar general al Comunei. Articolul 3. Cu data adoptării prezentei hotărârea Consiliului Local Buzănești, numărul 26/2016, privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Comunei Buzănești, își încetează efectele. Articolul 4. Secretarul General al Comunei va comunica prezenta hotărâre instituție prefectului de Bacău, primarul Comunei Buzănești, compartimentul funcționale din cadrul aparatului de specialitate și va asigura aducerea la conștiință publică prin afișare la sediul instituției și pe site-ul acesteia. Mulțumesc! Mulțumim, domnilor! Dacă sunt discuții pe tema regulamentului, vă rog frumos să vă spun la domnul. Eu o să mă scuz, doamnă președinte, și doar o singură observație. Da. Mai sunt și alte acțiuni la vânt? Dacă nu dăm cuvântul domnului Miron, pentru de vedere. Eu atâta vreau să pun în discuție din cadrul regulamentului, dar articolul 8, deci din regulamentul de funcționare, de organizare și funcționare, cum se este și prescurtat, rog, articolul 8, alineatul 3, atât o pun în discuție, sub aspectul că secretarul general de comună, nu știu, prin acest proiect își arogă drepturi de reprezentare a unității administrative teritoriale în raport cu instituțiile publice și private, persoane juridice române străine, cât și în justiție. Conform OUG 57/2019 Codul Administrativ, Secretarul General de Comună nu are aceste atribuții prevăzute de lege. Să reprezinte instituția în fața autorităților publice cu persoane române, juridice române străine și nici în justiție. Vă dau citirile dispozițiilor. Astea sunt exclusiv dispoziții care trebuie să executate de primar, nu de secretarul general de comună. El nu are aceste atribuții și implicit nu are voie să reprezinte instituția în raport cu persoanele care le-am citat și cu instituțiile care le-am citat mai înainte. Deci, în conformitate cu articolul 154, alineatul 6 din OUG 57, Codul Administrativ, se stipulează următoarea chestiune. Primarul, în calitatea sa de autoritate publică executivă a administrației publice locale, reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relațiile cu alte autorități publice, cu persoane fizice sau juridice române, ori străine, precum și în justiție. Deci, această atribuție este exclusiv în sarcina primarului, secretarul general de comună. În consecință, eu solicit să fie modificat acest proiect de hotărâre și să se treacă exact cum sunt prevăzute normele legale. Da, mai avem în articolul 158, tot din același act normativ, codul administrativ, primarul poate delega. Deci poate să delege, dar nici de cum, dacă verificați în regulament, secretarul își arogă dreptul de a reprezenta aceste instituții care vi le-am citat, fără delegare. Da, secretarul poate să facă doar prin delegare dată de primar. Atât. Și bine, implicit, primarul poate delega și alte funcții, și alte persoane care ocupă funcțiile publice din primărie, să delege anumite atribuții specifice. Nimeni nu poate să-și aroge de la el putere ce drepturi are în raport cu legislația în vigoare. Atât am avut de spus. Mulțumesc. Dacă mai e cineva, mai cred că cel mai exact, până acum o sunt pe tema asta, tot doamna secretară, care este de pregătire jurist și ar fi trebuit să știe mai bine decât noi cum stau lucrurile. Nu cred că este de competența mea, așa cum în primar, să dăm răspunsurile de temă juridică. Cel care se ocupă de asta este chiar juristul, dar cred că, din punctul meu de vedere, ați putea să veniți un amendament strict pe articolul din regulament și pe articolul care face trimitere la 57 și în condițiile astea facem modificarea despre care este vorba și o supunem aprobării Consiliului în forma modificată cu un amendament propus de dumneavoastră. Atunci așteptăm supunerea la vot la proiectul ăsta până vine doamna secretar. Să putem să supuneți după pe care își exprimă opinia de vot. Să fie în legalitate. Problema este următoare. Deci nu noi dacă redactează aceste proiecte de voturi, trebuie redactate în conformitate cu legea totuși.
Deci nu trebuie să-ți arogi drepturi sau să-ți scoți din atribuții ca să-i execuți sau să nu-i execuți. Nu este ok. De pe asta m-am citat din lege ce am citat. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar cred că procedura pe care am spus-o eu este una în conformitate cu procedurile de funcționare al Consiliului Local și amendamentul pe care am făcut vorbire este cel care trebuie să fie prezent și care să modifice în condițiile astea forma actuală de prezentare a regulamentului. Atât am avut la regulament de sos, în rest. Dar provinesc un amendament care era și mai bine și... Da, nu. Deci dacă este supus dezbaterii, deci în această ședință nu mai poate, nu se mai poate revine asupra dezbaterii. Da. Eventual într-o altă ședință, așa spune regulament. Da. Dacă nu există alte modificări, îl propunem la vot în forma în care a fost prezentat. Cine este pentru? La mine o abține. 6. Poftim? Eu o abține. Câte sunt? Mai implicați-vă la dată. O abține de atât. Nu, o abține de atât. Deci, în momentul ăla, în formă, în formă, care este și lui știți să se asume, dacă a fost obișnuit, să se asume deja. Absolut. Propun să trecem la proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de achiziții publice al Comunei Bucureștiului Bacău pentru anul 2021. La ce se trece? Pentru că eu m-am ocupat de reiteratele pentru modificarea, completarea planului. Sunt două puncte care au apărut pe, ca și supliment în planul de achiziții. Unul care se referă la modernizarea dispensarului uman care este lângă noi, care este construit de destul de mult timp. Ne mai îndeplinim condițiile actuale de standard. Eu am venit cu propunerea ca acesta să fie modernizat și atât la standarde funcționale în niște condiții care se țină de timpul în care ne aflăm. Al doilea punct la care ne-am referit și care este constituit de completare a planului de achiziții este cel care se referă la efectuarea măsurilor de fezabilitate privind rețeaua de localizare a Comunei Bucureștiului. Eu am văzut că pentru finanțare, pentru apă, există inițial o plecare doar de Bucureștiului. Am propus ca aceeași teze să se respecte și în condițiile de implementare a canalizării, pentru că atunci când vom aduce apa, ne vor întreba cei care ne implementează programul cu apa, unde reversăm apa pe care o utilizăm, pe care ei ne-o dau. Și atunci noi va trebui să avem obligatoriu și sistemul de canalizare. Este o chestie foarte sofisticată și foarte greu de realizat pentru comunul, pentru Bursănești, pentru că condițiile, așa cum am spus și referat, condițiile sunt nu tocmai prietenice pentru noi, necesitând tehnologie și mult studiu care să vadă, să găsească soluțiile cele mai potrivite pentru a implementa sistemul de canalizare de care comunitatea are atâta nevoie și care a scutit de foarte multe probleme și aduce un plus de confort și beneficiu pentru cetățenii comunei. Dacă sunt discuții pe această temă și dacă cineva crede că propunerile mele sunt binevenite, vreau să aud punctele de vedere vis-a-vis de cele două aspecte prezentate. Dacă se scrie cineva la cuvânt. Domnul Brata. Acum. Mai doriți cineva? Se acordă cu domnul Brata. Aveți cuvântul, domnul Brata. Am primit fază o întrebare. Este același... de același plan pe care l-ați prezentat, aceeași propunere pe care l-ați prezentat în ianuarie. Dar cum ați spus, mai are două puncte suplimentare, cel cu realitatea dispensarului și cel cu sistemul. O singură precizare aș avea. În momentul în care ne oferiți niște sume într-un tabel, ar fi ok să avem o justificare. Adică dacă dumneavoastră cereți aprobarea pentru 500 de milioane să cumpărați lemn. Nu, dar exemplu. Ar trebui să aveți în spate un istoric în care în anul 2020 am consumat de suma de, în 2019 de suma de, ca să vedem și noi să corelăm că aveți nevoie de suma aia. Înțelegeți ce vreau să zic? Da. Și așa ar trebui pentru fiecare cheltuială pe care vreți să o... Te referi la cheltuielile făcute de noi pentru studii sau pentru ce? Nu, în momentul de față. Combustibil 70 de milioane. Ar trebui să avem un istoric a cheltuielilor din anii trecuți. Ca în momentul când dumneavoastră spuneți că pentru carburant aveți nevoie de 70.000 de lei, noi să vedem că și anii trecuți ați cheltuit o sumă apropiată. A,
ca să nu fie doar o cifră cu investiții. Noi discutăm despre sensibilizarea proiectului cu două puncte, sunt dispensarul și canalizarea. Nu trece legătură pe aia. Pentru chestia aceea am discutat o chestie de consiliu de buget. Și când am avut plan de achiziții. Nu știu dacă. Păi ne-am discutat, dar n-am văzut nicio modificare. Adică ați dat de cap, da, și cam atât. Iar ce? Nu mai vreau să discutăm dacă nu vrei să discutăm. Eu n-am făcut modificare acum, pentru că modificarea a fost desfântare doar două puncte. A, când a realizat dispensarului. Păi nu, dar problema asta este că ar fi trebuit să ne prezentați acest hârtie în care să vedem și noi istoricul, să vedem ce bază cereți banii atât, nu așa. Că așa fac un tabel și se spune că avem nevoie din X, Y, Z, poate oricine. Să mă vedem din toată chestia, oricum sunt obligative și nu reprezintă valoarea finală a studiilor sau a celorlalte documente. Pentru documentele de bază, de exemplu, un studiu făcut pentru reabilitare dispensar, va ne va da suma și nici ăla nu dă suma exactă. Eu sunt orientativă. Eu am înțeles. Așa cum și pentru canalizare. Unele va da suma exactă, ce suma orientativă. Deci sumele au fost luate, făcând, uitându-ne pe alte achiziții și pe situații similare, care au dat o orientare. Deci, am spus și eu. Cum v-ați citat pe ceva lucruri similare, dar trebuie să ne prezentați și nouă. Noi nu am avut nimic similar pe care să facem comparații. Asta am spus. Și a doua la urmă, noi o să vină consultant, să identificăm acel lot care trebuie să cumpărăm, cum va fi stația de epurare a autorizată. Și după aia, dacă nu găsim lotul, să-l cumpărăm, nu putem să facem proiectul ca să cheltuim banii de iulie. Vine proiectatul, stabilim lotul, care să-l cumpărăm. Nu avem un lot, apa rezultată în urma înregistrată aici, trebuie să deserveze, să mergem în traslă. Ca să mă înțelegi, nu mă deranjează pentru că ele s-au luat nimic împotrivă, sunt normale. Dar așteptam o justificare mai complexă, mai amplă, față de ceea ce s-a prezentat, dacă? Am înțeles. Dacă mai este vreo intervenție. Dacă nu supunem la vot proiectul cum v-a prezentat. Cine se teme? Proiect de hotărâre prin aprobarea indicatorilor tehnico-economice rezultat din studiul de rezultate al proiectului de investiții, înființare sistem de distribuție gaze naturale în statele Bârsănești, Ambele, Brătești și Caracău, aparținătoare comunei Bârsănești de Sâmbacău. Primarul comunei Bârsănești propune. Articolul 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici, rezultate din studii de fezabilitate al obiectivului de investiție, înființare sistem de distribuție gaze naturale în satele Bârsănești, Albele, Brătești și Caracal, aparținătoare comune Bârsănești, rezolvată după cum urmează. Indicatorii tehnici. Racordul de înaltă presiune. Alimentarea cu gaze se va realiza prin intermediul unei conducte de racord de înaltă presiune din lungimea de aproximativ 0,05 km, având o presiune de 40 de bar, completată de conducta de înaltă presiune de 0,20 Onești-Gherăiești, presiune de 40 de bar, acordul de înaltă presiune va fi proiectat și executat în conformitate cu ordinul ANRE numărul 118 din 20.12.2013 privind aprobarea normelor tehnice pentru proiectarea și executarea conductelor de transport gaze naturale cu modificările și completările ulterioare. Stația de reglare măsurare predare gaze, SRM-ul, va avea o capacitate de 2200 Nm³ pe oră și va fi amplasată în satul Bârsănești pe un teren proprietate privată a comunei și va fi executată prin funcționare de conform normelor. Rețeaua de distribuție pentru alimentare cu gaze a viitorul abonat se va proiecta un sistem de distribuție gaze naturale care va fi amplasat inițial pe străzile și ulițele importante. Rețeaua de distribuție de presiune medie în lungime de 42,386 km va cuprinde străzile și ulițele mai importante din satele Bârsănești, Albele, Brătești și Caracalău, urmând ca pe viitor, în funcție de cerințele populației și dezvoltarea economică a comunei, rețeaua de distribuție să se extindă deservind locuințele și instituțiile publice și private. Capacități. Debit maxim 2000 de Nm³. Debit minim
340 Nm cu presiunea normală, 60 de bar, presiunea maximă de operare, 45 de bar, 45 de bar, presiunea minimă de operare, 10 bar, presiunea maximă de ieșire, 6 bar, presiunea minimă de ieșire, 2 bar, conducte de distribuție de propietilen în lungime de 31,835 de km, indicatori economici, valoarea totală, obiectivul de investiție este de 21.373.854,38 de lei, inclusiv TVA, din care 16.856.293 de lei, inclusiv TVA, astfel cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, 756.522 de lei, inclusiv TVA, cheltuieli pentru asigurarea de utilități necesare obiectivului, 36.558.750 de lei, cheltuieli pentru proiectare asistență tehnică, 1.954.564 de lei, inclusiv TVA, cheltuieli pentru investiția de bază, 15.873.399 de lei, inclusiv TVA, alte cheltuieli, 2.450.103 de lei, inclusiv TVA, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiari, 302.706,450 de lei, inclusiv TVA. Cu articolul 2. Cu aducerea de plină a prevederilor prezente hotărâri, se încredințează Autoritatea Executivă a Comunei prin compartimentul de specialitate. Articolul 3. Secretarul General al Comunei va comunica prezenta hotărâre primarul Comunei, prefectul de Bacău și va asigura aducerea de cunoștință publică prin afișare la sediul instituției și pe pagina de internet a instituției conform prevederilor legale. Mulțumesc! Dacă sunt discuții. Nimeni? Punem aprobare. Proiectul în forma prezentată. Cine este pentru? Nu mai este proiectul aprobare. Punctul 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării și reorganizării structurii de funcții publice, respectiv a statului de funcții, numărului de personal și al organigramei aparatului de specialitate al primarului Comunii Bârzănești de Zăbatău, inițiator domnul primar. Proiect de hotărâre privind modificarea și reorganizarea structurii de funcții publice, a statului de funcții, numărul de personal, al organigramei aparatului de specialitate al primarului Comunii Bârzănești de Zăbatău. Primarul Comunii Bârzănești propune. Articolul 1. Se aprobă modificare și reorganizarea structurii de funcții publice, a statului de funcții, numărul de personal al organigramei aparatului de specialitate al primarului Comunii Bârzănești de Zăbatău, după cum urmează. 1. Se declară ca vacantă funcția publică de consilier achiziții publice, clasa 1, grad profesional principal, gradația 1, din cadrul compartimentului de dotare investiții achiziții publice, situată la poziția 5, în statul de funcții. Punctul 2. Se declară ca vacantă funcția publică de referent clasa 3, grad profesional superior, în cadrul compartimentului contabilitate financiar, venituri, executări silite, resurse umane, situată la poziția 10, a statului de funcții. Se declară ca vacantă funcția contractuală de șofer buldo-excavatorist în cadrul compartimentului de întreținere de reparație de drumuri situate la poziția numărul 29 a statului de funcții. 4. Funcția publică vacantă de referent clasa 3 de grad profesional grad superior în cadrul compartimentului contabilitate financiar, venituri, executări silite, resurse umane se transformă în funcția publică vacantă de inspector clasa 1 de grad profesional debutant situată la poziția 10 în statului de funcții. 5. Funcția publică vacantă de consilier achiziții publice clasa 1 grad profesional principal gradația 1 din cadrul compartimentului dezvoltare investiții achiziții publice se transformă în funcția publică vacantă de consilier achiziții publice clasa 1 grad profesional debutant situată la poziția numărul 6 a statului de funcții. Funcția publică vacantă de consilier clasa 1, grad profesional debutant, din cadrul compartimentului asistență socială, stare civilă, secretariat, arhivă, relații cu publicul, se transformă în funcția publică vacantă de consilier juridic clasa 1, grad profesional debutant, situată la poziția 16 a statului de funcții. 7. Se transformă funcția contractuală vacantă de bibliotecar situată la poziția numărul 15 din statul de funcții în funcție contractuală de consilier personal al primarului pe studii superioare,
pe cale de consecință, structura de funcții publice va îmbogăți un nou compartiment, respectiv cabinetul primarului, care va avea în componența sa acest post. O funcție publică vacantă de consilier clasa 1, grad profesional superior în cadrul compartimentului agricol, se transformă în funcție publică vacantă, referent clasa 3, grad profesional debutant, situată la poziția numărul 8 a statului de funcție. 9. Se transformă în funcția contractuală, ocupată de domnul acționer de care respectiv referent gradația 1A, din cadrul compartimentului agricol, în funcție publică ocupată de referent clasa 3, grad profesional superior, situată la poziția 20 a statului de funcție, motivat de faptul că atribuțiile fișe postului s-au înmulțit și diversificat, fiind de existența de componente corespunzătoare funcției publice. 10. Se transformă în funcția publică vacantă de referent clasa 3, grad profesional principal, studii medii, în cadrul compartimentului serviciul voluntar de situație de urgență, funcția publică vacantă de inspector protecție civilă, clasa 1, grad profesional superior, situată în poziția 27 a statului de funcție. 11. Suplimentează statul de funcție cu numărul de personal din organigram aparatul de specialitate al primarului cu număr de 3 funcții publice, consilier clasa 1, grad profesional principal, în cadrul compartimentului dezvoltare, investiții, achiziții publice, postul fiind atribuții implementare a proiecte finanțate din fonduri extreme nerambursabile, atât pentru proiectele aflate în derulare, cât și pentru viitoarele proiecte ce vor fi implementate. Articol 2. Se aprobă statul de funcție al aparatului de specialitate al primarului Comunei Bârstănești, conform anexei care face parte integrată în prezenta hotărâre. Articolul 3. Prezent, hotărârea va fi adusă la îndeplinire de primarul Comunei Bârstănești, județul Bacău, prin compartimentele abilitate. Articolul 4. Hotărârea intră în vigoare la data adoptării ei. Articolul 5. Hotărârea poate fi contestată de cei interesați în deminul stabilit de legea contenciosului administrativ, legea numărul 554 pe 2004, cu modificările și provederile ulterioare. La tribunalul Bacău, secția contencios administrativ și fiscal, acțiunea fiind scutită de taxa de timbru. Articolul 6. Prezenta hotărâre se comunică prin deminul secretar general al comunei, în temeiul prevăzut de lege, primarul comunei Bârstănești, Comunei Bârstănești, prefectul județului Bacău, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, compartimentul de contabilitate financiară, venituri, executări civile și resurse umane și aducerea cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei, precum și în pagina internet în condițiile legii. Mulțumesc. Da, mulțumim. Dacă sunt de făcut pe județul comentarii sau dacă sunt de făcut discuții pe temă. Domnul Felix. Da, aș avea ceva de pus în discuție la punctul 7. Vedem că de câteva luni de zile nici nu știu cum să pun problema. Suntem puși în fața faptului împlinirii. Doamna secretară nu mai face față în a redacta și a pune pe ordinea de zi toate procesele verbale la toate ședințele. Nu mai reușește să le tocmească la timp. Plus, cred că ar fi oportun pentru un primar să aibă sub ordinea sa un consilier juridic. Nu economist, nu altă profesie. De aceea, eu cred oportun ca în loc de cabinetul primarului să avem un compartiment juridic în cadrul primării cu un consilier juridic. Asta e propunerea mea. Pentru a veni în sprijinul primarului, în avizarea proiectelor de ordine de zi, în studierea de legalitate, în ajutorul doamnei secretar pentru întocmirea rapoartelor și a documentelor, în avizarea de legalitate a diferitelor documente emise de către Primăria Comunei Bârstănești. Asta e propunerea mea. Deci cred că postul de acel post ar fi bine de precizat să fie consilier juridic. Dacă colegii cred... Domnul, întrebare. Posturile vor fi scoase la concurs sau se vor reorganiza intern ca și cel din contabil? Nu. Posturile am avut discuția și la și în ianuarie, mai ales pe postul de contabil, și oportun mi s-ar fi părut să se scoate postul ăla la concurs, nu să facem românești, inversiuni și punem de stânga data de sus în jos. Dar e decizia dumneavoastră, dumneavoastră, domnule primar, aveți tot dreptul să alegeți cu cine vreți să luptați. Mulțumesc și mai la
Dacă se poate spune de asta, poate că nu. Nu, 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 există problema la chestia asta. Nu, poate să fie ceva mai mult decât asta. Dar o adresă prin care e. Am greșit adresa, am greșit adresa. Ce trebuie să spun? Bine, nu o să am greșit doar. Pot să spun, o să avem am dat bani pentru toate funcțiile. Noi le-am prins în organigramă, dar în funcție de bani care o să avem, de disponibilizări care să ne facem, trebuie făcut o precizare, dacă mi se permite să intervin, domnul președinte. Da. Deci, în conformitate cu dispozițiile codului administrativ care a fost adoptat în 2019, este o lege mai nouă. Toate condițiile de participare la concurs, cât și reglementarea cabinetului primar, cabinetul viceprimarului și celelalte funcții, sunt stabilite în ordonanța de urgență a Guvernului 57 din 2019, denumită generic codul administrativ. Totul este, deci acel cod administrativ a absorbit aproape în totalitate de proporție 90% vechea lege 215 pe 2001, legea 393 pe 2004 privind statutul aleșilor locali și legea, ordonanța 35 parcă din 2002, dacă rețin bine, primire regulamentul cadru al consiliilor locale din România. Deci această ordonanță de urgență, codul administrativ denumit generic, a absorbit în totalitate din 95% aproape la 100% aceste legi. Așa că totul ce este reglementat, statut de funcții, examene, concursuri, ocupări de funcții, sunt stabilite în această lege. Atât, mulțumesc. Iar pe legele de rezultate, cine le scurte, am putea să răspundă. Da, supunem aprobării proiectul în forma prezentată. Cine se pierde? Nu am prezentat proiectul a trecut. 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea strategiei de dezvoltare locală a Comunei de Sănești de Subacru. Inițiativa domnul primar, Bodin Capitul. Deci, referat sau proiect de hotărâre? Eu le-am studiat. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare locală a Comunei Bâsănești sub acum, în perioada 2021-2027. Primarul Comunei Bâsănești propune, în articolul 1, se aprobă strategia de dezvoltare locală a Comunei Bâsănești sub acum pentru perioada 2021-2027. Articolul 2, prevederile prezente în hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către autoritatea executiva a Comunei Bâsănești sub acum. Articolul 3, prezentat va fi comunicat primarul Comunei Bâsănești, prefectul de sub acum, instituțiilor și persoane interesate prin publicare pe site-ul Comunei Bâsănești de sub acum, prin grijă secretarul general al Comunei, conform prevederilor legale. Strategia a fost trimisă fiecare consiliere în parte de mail, fiecare a avut timpul suficient de studiere a strategiei. Dacă avem discuții pe tema strategiei, vă rog să vă scrieți la cuvânt. E cineva? Dacă nu ținem să punem aprobării proiectul vorba prezentată. Cine este pentru? Nu am nimic de proiectul atât. 6. Proiect de hotărâre pentru stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al unității administrative teritoriale Comuna Bâsănești, județul Bacău, în adunarea generală a acționarilor ASC Compania Regională de Apă Bacău-ISA, la care Comuna este acționar și în AGA și în Asociația Generală a Acționarilor, Asociația de Dotare de Comunitate Bacău, ADIN. Prin stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al unității administrative teritoriale Comuna Bâsănești sub Bacău, în adunarea generală a acționarilor ASC Compania Regională de Apă Bacău-ISA, la care Comuna Bâsănești este acționat în AGA Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Primarul Comunei Bâsănești propune. Articolul 1. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău va exercita prin reprezentantul legal al Comunei Bâsănești sub Bacău drepturile speciale prevăzute în articolul 9 din actul constitutiv
al SECE, Compania Regională de Apă, ESAB Arău, pe baza mandatului special conferit prin acesta. 2. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, în calitate de autoritate tutelară, prin reprezentantul legal al Comunei Bursării de Subacău, va exercita atribuțiile prevăzute la articolul 3, punctul 2, din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 109 pe 2011, privind cu guvernanța corporativă a implementărilor întreprinderilor publice și modificări și completări ulterioare în baza mandatului special conferit de actul normativ. Articolul 2. Consiliul Local al Comunei Bursării de Subacău, în calitate de autoritate administrativă, autonomă, deliberativă, acționarului în SC Crabiersa, va acorda mandat special reprezentantului său legal în adunare generală a acționarului SC Crabiersa prin act administrativ adoptat special în acest sens, în limitele căruia se va exercita votul în numele și pentru Comuna Bursănești de Sâlbacău pentru atribuțiile prevăzute la articolul 11 aliniatul 2 și articolul 12 aliniatul 2 din actul constitutiv al SC Compania Regională de Apă S.A. Bacău. Articolul 3. Atribuțiile delegate prevăzute la articolul 10, alineatul 5 din Legea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice, numărul 51 pe 2006, republicată cu modificările și completările ulterioare, vor fi exercitate de către reprezentantul legal al Comunei Bursănești de Sâlbacău doar în limitele stabilite prin actul administrativ de autoritate adoptat expres de către autoritatea administrativă autonomă deliberativă. Articolul 4. Atribuțiile prevăzute la anexa 1, secțiunea 1, articolul 1, alineatul 5, 6 și 7 din contractul de finanțare numărul 23 din 03 a 12-2020 vor fi exercitate în numele și pe seama Comunei Bursănești de Sâlbacău de către reprezentantul legal în baza mandatului special în limitele cărui reprezentantul a ținut să voteze. Articolul 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată reprezentantul legal al Comunei Bursănești de Sâlbacău, compartimentul de dezvoltare, investiții, achiziții publice și compartimentul tehnic, urbanism, amenajarea teritoriului, SC Compania Regională de Apă S.A. Bacău, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, Prefectul Județul Bacău și va fi făcută publică în condițiile legii prin grijă secretarului general al Comunei. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Vlad! Dacă sunt precizări sunteți de făcut, dacă cineva vrea să se înscrie la cuvânt pe tema proiectului prezentat. Nu? Nu este nimeni? Spunem aprobării proiectului în forma prezentată. Cine este pentru? Spunem unanimitate de proiectul aprobării. Punctul 7. Diverse. Pentru că eu să mențin cuvântul și să spun două minute. Pentru că doamna secretară a fost prezentă la început ședinței când am discutat de regulamentul, domnule, dacă sunteți de acord să prefaceți din nou formularea pe care ați făcut înainte, pentru ca să audă și doamna secretară, până când o să vadă ședința pe casetă, să fie să știți de ce vorba și să gândesc. Am văzut, acum să dau notat. Deci eu atâta, deci acum o punem în discuție, nu mai putem dezbate, că așa e. Da, doar o punem în discuție, dar face avea doar dacă se revine. Deci, doamnă secretar, eu am pus în discuție situația în care secretarul general de comună nu are atribuții și dreptul să reprezinte instituția în raport cu instituțiile publice și private fizice sau juridice din România și din străinătate și nici în justiție. Deci aceste atribuții secretarul general nu le are stabilite prin lege. Ba da. Mai puțin și termin. Deci eu am spus cu titlul informativ acum. Dumneavoastră, dacă aveți alte... Asta puteți da. Dar imediat o să vă spun. În conformitate cu articolul 158 din codul administrativ, primarul poate delega, așa cum am spus, atribuții specifice mai multor funcționari. Dar o atribuție directă secretarul general de comună nu poate să o aibă ca să reprezinte UAT Bârsănești în raport cu instituțiile în care ne-am prezentat. Deci aici scrie, în limita competențelor stabilite de conducătorul al autorității sau instituției publice. Prin delegare. Nu? Deci nu fără limită, în limita competențelor stabilite și prevăzute de lege. Primarul delegă competențe. Doar prin delegare, atât poate să reprezinte. Prin delegare, atât. Altfel nu are nicio atribuție. E părerea dumneavoastră, nu vă pot contrazice.
Dacă mai lege. Spun că... Avem o lege. De un copil, păi dacă mai lege, domnul Miro. Deci nu altfel. Deci de arunc la 22 de ani de... Nu, avem o lege. Da, dar acum lăsați să vă vezi și eu acum? Ok. Deci, iar vis-a-vis de reprezentarea în justiție a autorității a instituției publice, am să vă rog frumos să întrebați de-a lungul timpului primarii și domnii consilieri mai vechi, de câte ori am apărut în justiție ca să apă interesele la felul sânge. Nu, nu mă v-am reproșat așa ceva. Nu, nu ați spus că nu am dreptul să o fac. Nu, nu aveți dreptul. Cât prin delegare, am spus. Păi și cine a spus că fără delegare? Acolo, în articolul 8 al neapărării, scrie altceva. În limita competențelor stabilite, de, deci stabilite prin delegare. Nu-i logic. Cum să stabilești o competență fără delegare? Păi trebuie. Asta dumneavoastră trebuia să știți, că aveți studiu. Deci, legea spune așa, se interpretează stricto sensu, adică în sens strict se interpretează. Da, e întrebare, dar e clar. Trebuie subliniate exact. Păi fac așa și este, dar nu se înțelege. Dar nu se înțelege. Deci, cum să vă explic, doamna secretară? Acum, da, purtăm o discuție, am putea spune pe teme juridice, nici de cum nu are legătură acum cu proiectul, că deja am făcut. Problema este următoarea, cum am zis, noi trebuie să ne referim când întocmim sau când ne referim la legi, să, să subliniem exact și strict, așa cum cere legiuitorul, nu cum să lăsăm la o interpretare dubioasă. Okay. La dumneavoastră, cum a scris acolo, dacă eu am citit proiectul acasă, poate fi alt proiect, nu știu. Deci hai să vorbim nou. Citiți, vă rog frumos, aliniatul 3. Nu, vă rog frumos, citiți aliniatul 3 de la articolul 1. Da, pe el, pe el. Da, vă rog frumos, din altă, sau dați-mi în mie să citesc. Sau dați-mi în mie, dacă nu. Ei, dar cum? Că doar de acum ne învățăm să și citim. Secretarul General al Comunei Gârsănești reprezintă interesele autorității sau instituției publice în raporturile acesteia cu persoanele fizice sau juridice de drept public sau privat, din țară și străinătate, virgulă, aici trebuie să fie foarte atenți, în limita competențelor stabilite de conducătorul autorității sau instituției publice, evident, legale, nu în afara legii, și evident că prin delegare, dar se înțelege, precum și reprezentarea în justiție a respectivii autorități sau instituții în care își desfășoară activitatea. Cine? Deci, în acest articol trebuie subliniat exact. Prin delegare, secretarul poate să... să... Dar nu a prin delegare. Cred că s-a lămurit situația, vreau să dau să fie subliniat. Nu a prin delegare. Altfel deci, mai tot. Deci, haideți să mă lăsăm, deci, mă lăsăm de interpretări, de interpretări. Păi, dar nu a dumneavoastră interpretați. Nu, puteți continua. Și eu vă mulțumesc frumos. Sper că s-a înțeles și că... Ce se schimbă acum? Diverse, da? Da. Am înțeles. Era un lucru. Ce e bine să scrie de faci ceva? Nu se vede. Bine, mă. Faci ceva? Bine, mă. Da, pentru sala Constantin Moșan la Plătești mai trebuie să niște reparații la drumul respectiv, la strada respectivă și pe strada Primăverii, asta fiind vechea chimniță, domn primar știe unde se află. În rest, cam asta. Am început safari, tendența afară, am început... Foarte bine, nu a spus că mâine, când... Am început de azi, am început de la Ocrede, am început. Da, am înțeles să apucat drumul la mine, dacă știu urmă. Da. Și în decursul timpului, nu acum, toată dată nu se porta, ci nu avem o leacă medie și cu șanță. E păcat din muncă, de barat sau de... Sunt unele zone care vine tarabernat și acolo nu o să fie chiar să nu mai plouă deloc niciodată. Cu ani. Acolo băgăm bundă și păi păcat să... E muncă, e investiție. Dacă îmi permiteți, tot este autogridul, ar trebui, unde se poate făcut cu autogridul acum, doar tot 2-3-6. Mai spuneți o dată, ar trebui, ar trebui, dați un pic asta jos,
tot este autogrid-ul în zonă. Am înțeles. Așa. Unde se poate și are accesibilitate să se facă șanțul cu autogrid-ul. Iar unde nu se poate, să treacă cu bulbul. Că contează foarte mult. Apa, dacă curge pe drum, strică terasamentul și iar avem de treabă. Da, nu știu dacă până pe 21 vom mai avea o ședință, 21 iunie. 21 iunie, știți, majoritatea are sfințirea, are loc sfințirea bisericii la Caracol. Vă invit pe toți, în numele Părintelui, să participați, pentru că ați contribuit și noastră cu un votul noastră pentru distribuția banilor de ajutorare a bisericilor, inclusiv deci a bisericii din Caracol. Așa că sunteți așteptați la sfințirea Bisericii Sfintei Trăimii pe data de 21. Unii vor fi un... vor practica un grup de 40 de preoți și diverse invitații. La noi este obiceiul, după sfințire, să persoanele de care au practicat să fie invitate acasă. Este normal și firesc ca reprezentanții comunității să fie prezenți la evenimentele care marchează într-un mod deosebit viața comunității, pentru că de asta suntem reprezentanții comunității, fim acolo atunci când comunitatea are nevoie de noi. Este o chestie normală și firească, nu este niciun fel de alt, nu trebuie niciodată niciun alt fel. Dacă mai e cineva la diversă care vrea să înscrie la cuvânt? Și să încheie aici, dacă se poate în săptămâna aia să ducem în cei la școli sociale. Da, o să mai facem un pic de ori interesat. Aveam în vedere toaletarea ierbii, exemplarea parcării de acolo de la Cristea, o facem și pe aia până atunci. O să punem și ceva blast pentru a asigura o parcare cât de decent pe zona respectivă. Deci ce ține de noi, o să ne ținem de cuvânt și o să facem lucrurile. În condiția în care nu mai se înscrie la cuvânt, declar închisă ședința de astăzi. Vă mulțumim pentru participare.